Bun găsit, doamnelor și domnilor. S-au terminat lucrările acelei comisii care cerceta modul în care s-au desfășurat alegerile din 2009. Unul dintre cei mai activi membri ai comisiei, deputatul PSD Liviu Pleșoianu, face declarații. L-ascultăm. Știm încă exact care este statutul domniei sale actuale, relația actuală cu SRI, pentru că încă nu am primit răspuns de la SRI. Am solicitat SRI o poziție publică legat de ce s-a întâmplat atunci, în acea zi, și o poziție publică cu referire la actualul statut al domnului Coldea. E, faptul că toate aceste persoane grele, care ocupă, mai puțin domnul Coldea, se pare, ocupă în continuare poziții foarte importante în statul român, faptul că aceste persoane au blocat în mod evident activitatea unei comisii a Parlamentului României, forul suveran, într-o democrație, forul reprezentativ suveran într-o democrație, în orice democrație. Faptul că aceste persoane au blocat activitatea Comisiei de Anchetă și că încă se mai află în funcții, din punctul meu de vedere, este o mare problemă. De aceea și cred că e binevenită modificarea legislației, astfel încât așa ceva să nu se mai întâmple de aici înainte. Și cu privire la faptul că, la caracterul parțial al acestui raport, eu vă pot spune de acum că imediat după ce operăm modificările legislative care se impun pentru a da forță unei comisii parlamentare de anchetă, așa cum e normal și așa cum e peste tot în lume, inclusiv la partenerul nostru strategic, imediat după ce avem aceste modificări legislative, eu voi propune înființarea unei noi comisii de anchetă care să investigheze implicarea instituțiilor de forță din România în activitatea economică, politică și socială a acestei țări, cel puțin în ultimul deceniu. Pentru că nu numai faptul că această comisie de anchetă a fost blocată în activitatea sa de niște persoane care, pentru mine, este evident că au ceva de ascuns, ne determină necesitatea unei noi comisii, care să reia inclusiv episodul sufrageria domnului Oprea și biroul domnului Oprea, dar și multitudinea de informații care ne-au parvenit fie din documentele solicitate, fie în urma audierilor din aceste luni de zile, impun o astfel de măsură. Din punctul meu de vedere, mai ales că anul viitor e un an atât de important pentru noi toți, e absolut necesar ca Parlamentul României să clarifice odată lucrurile astea. E necesar să investigăm tot ce s-a întâmplat în țara asta. Se mai face o comisie, ce să vezi, dintr-o comisie în alta. Comisia asta i-a dat idei lui Liviu Pleșoianu să mai facă încă o comisie, tot cu SRI-ul, tot cu implicările serviciilor secrete, că astea sunt subiectele favorite ale românilor. Oricum a fost scandal la comisia asta de control ceea ce s-a întâmplat la alegerile din 2009. Au făcut un raport cei din comisie, dar doar o parte dintre membrii comisiei, cei din PSD și ALDE mai precis, și ceilalți membri ai comisiei s-au trezit că primesc raportul, raport pe care și l-au asumat doar cei de la PSD și ALDE. De altfel, cei din opoziție, reprezentanții opoziției în această comisie, au părăsit sala. Printre ei, evident, Daniel Fenechiu, el a făcut public concluziile acestei comisii, raportul acela controversat. În legătură telefonică directă cu noi acum senatorul PNL Daniel Fenechiu. Bună ziua! Sărbună! Vedem acum că se fac declarații în paralel. Dumneavoastră ați părăsit sala. Cine își asumă concluziile de după terminarea acestei comisii? Majoritatea PSD, ALDE, UDMR. Nu există nicio îndoială în sensul ăsta. Eu vreau să vă spun următorul lucru. Am participat aproape la toate lucrările comisiei. Deși opinia noastră a fost că această comisie nu se justifică, prin votul Parlamentului am considerat de cuvință să participăm și să ne asigurăm că această comisie va lucra legal, statutar și că raportul comisiei va fi fidel cu cele relatate de cei invitați la comisie și cu documentele venite. Constatând din toate audierile care au avut loc că toți cei care s-au prezentat au declarat la unison că nu dețin elemente care să fundamenteze o fraudă la alegeri și din actele comisiei nerezultând nici măcar o tentativă de fraudă sau vreo încălcare majoră a legii, noi am fost de părere că nu are niciun sens să
inflamăm situația și am lăsat pe colegii noștri din PSD foarte zeloși ca să facă un draft de raport. Astăzi ne-am trezit în situația în care ne-a fost prezentat draftul de raport, la care noi, luând act de draftul de raport, care a fost citit în comisie de către doamna Oana Florea, președinta comisiei, am spus ok, ăsta e punctul vostru de vedere, hai să luăm un termen de o zi, ne luăm fiecare raportul, ne verificăm notițele care le-am făcut și în raport de ce constatăm că ați zis în raportul ăla, venim și noi cu un punct de vedere. Suntem de acord cu constatările nu știu câte, suntem în disonanță pe alte constatări și sunt inacceptabile, să zicem, alte constatări. Spre surprinderea noastră, PNL-ul, precizez că a fost singurul partid de opoziție prezent în lucrările comisiei de astăzi, ne-am lovit de o ostilitate extraordinară, poziția majorității PSD-ALDE fiind aceea că, domne, nu, astăzi trebuie să votăm raport. Noi am spus, domne, stai puțin, dacă e un raport comun și dacă vă doriți, ca să dăm un exemplu, că această comisie a fost în început, hai să lucrăm democratic, stabilim o ședință, mâine veniți noi cu punctul nostru de vedere în raport de ce ați zis voi și precizăm care sunt punctele comune și care sunt punctele divergente. Propunerea pe care am făcut-o, adică la vot, deci au votat pentru cei trei reprezentanți ai PNL plus reprezentantul UDMR, cei 8, 7 de la PSD și unul de la ALDE votând împotrivă, moment în care, constatând că nu se dorește un dialog și că practic PSD-ul dorește să impună o concluzie pe care o avea încă dinaintea activității comisiei, și anume că alegerile au fost fraudate, n-am făcut altceva decât să procedăm cum trebuia să procedeze un partid de opoziție și un partid sănătos la cap. Am spus, domnule, noi nu facem la această mascaradă, pentru că ceea ce ați trecut voi, capitolul de concluzii, nu are nicio susținere în cercetările comisiei. Nici în declarațiile martorilor, nici în actele care au fost înaintate sau obținute de comisie. Practic, ei n-au făcut altceva decât să tragă concluzia că alegerile puteau fi fraudate de amploarea direcțiilor, întrucât Băsescu a câștigat doar cu 70.000 de voturi. Eu aș vrea să precizez foarte clar, poziția noastră n-a fost o poziție pro-Băsescu, dar poziția noastră a fost o poziție obiectivă care elimină speculațiile de gen ar fi putut să. Deci oamenii care activează în zona dreptului știu foarte clar și care lucrează cu legea în mână că un raport nu se face pe speculații și pe bănuieli, se face pe elemente reale. În contextul în care nicio persoană audiată la comisie nu a prezentat elemente sau nu a susținut că știe despre vreo fraudă. În contextul în care Curtea Constituțională a respins contestația PSD-ului, în contextul în care Curtea de Apel a respins contestația PSD-ului, în contextul în care Partidul General a închis, a clasat dosarul privind eventuale nereguli și în contextul în care n-a apărut nimic nou, concluzia firească a comisiei era aceea că n-au fost identificate elemente care să fundamenteze în un fel fraudarea alegerilor. Aia era constatarea nepolitică. Pentru că adevărul nu ține de PSD sau de PNL sau de USR sau de nu știu mai cine, ci ține de elementele care există în dosar. Motiv pentru care am ieșit din sală, am informat presa cu obiectivitate asupra ce vor să decidă, am citit capitolul de concluzii, am precizat presei prezente în față că nu ne putem însuși un asemenea raport și asemenea concluzii, pentru că râde lumea de noi, mergând pe speculații și viața merge înainte. Acest raport, potrivit procedurii parlamentare, va fi înaintat camerelor reunite, probabil săptămâna viitoare, va urma o dezbatere și, cu siguranță, atât Partidul Național Liberal, cât cred eu și USR și PMP, își vor spune punctele de vedere, Parlamentul va decide, probabil că va aproba acest raport, da? Și vom merge mai departe. Elementul schidător și strigător la cer este că în contextul în care Parchetul General clasează plângerea, clasează dosarul pe care l-a deschis pe marginea alegerilor, această comisie, sau mă rog, o parte a acestei comisii, constată că suntem în prezența unor posibile infracțiuni de constituirea unui grup organizat, format din Băsescu, din Bog, din nu știu mai cine, în prezența unor infracțiuni de falsă și așa mai departe. Adică, practic, Parlamentul României, prin comisia respectivă, contrazice o concluzie luată de Parchetul General, da, printr-un dosar clasat,
și practic se suprapune peste puterea justiției, da, încălcând independența justiției. Tocmai de asta e bizar ce s-a întâmplat astăzi. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Fenechiu, pentru intervenție. Vă prezint invitații cu care comentăm pentru început pe această temă alături de mine, doamna Sarmiza Androni, consultantă politic, și domnul Cristian Zeidler, deputat USR, Pavel Popescu, deputat PNL, și Daniel Suciu, deputat PSD. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de mine. Ce pare cel mai grav, dincolo de declarațiile pe care le fac politicienii de o parte și de alta, este că ce au făcut cei de la comisie astăzi este fix ceea ce ei reproșează celor din sistemul de justiție. Faptul că ajungi la o concluzie într-o sală de judecată dintr-o bănuială, fără să te bazezi pe niște dovezi foarte clare. Faptul că procurorii deschid dosare, spun ei, așa, pe baza unor bănuieli, că nu avem niște dovezi clare, avem așa un denunț, avem ce spune unul, ce spune altul. E, fix asta au făcut ei azi. Ce să mai înțelegem atunci, doamnă? În orice caz, activitatea comisiei, în naivitatea mea, eu am crezut că va fi una coerentă și că va aduce în viața politică din România puțină liniște. N-a fost așa. Din potrivă. Deci sunt două aspecte. Fie această concluzie o să dea foc scenei politice din România și o să ne gândim că dacă este reală această poveste cu fraudarea alegerilor din 2009, poate exista un precedent, fie această activitate a comisiei cade în derizoriu și ne gândim de ce plătim noi parlamentarii români. Din păcate, l-am văzut pe domnul Pleșoianu foarte dezamăgit, deși, iată, face parte din PSD, un membru marcant, zic eu, a fost cel mai activ din această comisie și l-am văzut dezamăgit. Faptul că domnia sa vine și spune acum că mai trebuie înființată o comisie, e foarte clar că aceste concluzii nu sunt unele să-l mulțumească nici măcar pe domnia sa. Și știm foarte bine că doamna Florea, tot la emisiunea dumneavoastră, am fost când am declarat, am comentat ceea ce domnia sa spunea la un moment dat, că își dorește să facă un raport. Și l-a făcut. Păi eu aș întreba o direct pe doamna Florea. Bun, deci eu aș întreba o direct pe doamna Florea. Domnia sa este mulțumită de ce s-a întâmplat, pentru că din ceea ce spune domnul Pleșoianu, și nu numai domnul Pleșoianu, cam toată lumea știe că din acest puzzle lipsesc foarte multe piese. Bun, pe de altă parte, ei astăzi au propus un lucru, printre mai multe declarații pe care le-au făcut. Vedem că în continuare la Comisia de Anchetă sunt declarații, nu știu ce mai zic acum. Faptul că dacă o persoană, asta vor să propună, dacă o persoană care este angajată a unei instituții de stat nu se prezintă în fața unei comisii de anchetă, să fie schimbată din funcție. Și aici, extrapolând, facem chiar abstracție de faptul că e vorba de doamna Chioveș și un personaj foarte interesant al momentului. Dacă, să zicem, chiar avem o situație serioasă, da? Că asta a fost așa o vrăjeală, mă iertați că folosesc termenul ăsta, e mai mult decât evident. Să fie totuși singurul lucru bun o astfel de decizie în urma existenței acestei comisii, credeți? Da. N-aș vrea să mă pronunț foarte concret pe această decizie, dar poate fi o decizie bună în cazul în care avem parte de o situație gravă, concretă. Totuși e o comisie de anchetă la nivel parlamentar, deși nivelul de încredere a Parlamentului. Păi tocmai sunteți membru al Parlamentului, nu mi se pare normal ca aceste comisii să facă ceva concret? Liviu Pleșoianu, pe care respect, este un gentleman prin exprimare și prin modul de comportament, dar are o singură problemă. Cade în caragios. Caragiosul situației constă în faptul că, la un moment dat, ajungem la această concluzie gravă și adevărată, că unii parlamentari încasează bani din taxele românilor și munca pentru o muncă de genul unei comisii de anchete fără obiect. Bun, și atunci, haideți să facem ceva, ca oamenii ăștia să nu mai pice în derizoriu. Vă spune ce e foarte simplu de făcut. Din perspectiva mea, știți, este un proverb, nebunul nu e nebun, ci ce l-au nebunit. Domnul Liviu Pleșoianu face parte, așa cum spunea și colega mea de platou, din Partidul Social Democrat. Șeful domnului Liviu Pleșoianu este Liviu Dragnea, tot Liviu. Domnul Liviu Pleșoianu cred că a ajuns la un nivel în care certificatul lui Ornis nu-i permite să aibă de-a face cu mai multe informații decât își dorește el.
El poate foarte simplu să-i tragă de mânecuță pe toți acei membri marcanți PSD care au fost mixați în această poveste, că vorbim aici de membrii PSD în alegerile din 2009, și să-și tranșeze lucrurile. Noi știm foarte clar ce este această comisie, cum spunea și colegul meu. Este o perdea de fum, este o temă falsă expusă de Partidul Social Democrat, în timp ce economia acestei țări este călărită. Foarte, foarte adevărat ce spuneți dumneavoastră, pentru că vedem că această comisie a picat în derizoriu. De acord, dar dacă vă vine concluzia dumneavoastră la un moment dat, sau celor de la USR, o idee să facă o comisie pe bune, pentru un subiect foarte serios. Îmi vine zilnic să fac comisie de anchetă și astăzi am plecat de la comisia de IT. Și chiar avem nevoie de o comisie de anchetă pentru ce se întâmplă. Ca să nu se mai ducă oamenii ăștia degeaba la comisii de anchetă. Haideți să facem să faceți dumneavoastră ceva, da, pentru că aceste comisii de anchetă să nu mai fie așa niște vrăjele aruncate la televizor. Știți ce am putea să facem? Am putea să facem un test psiho pentru fiecare parlamentar român înainte de a intra în Parlament. Care la asta mă gândeam. E o idee. Sunteți de acord? Vedeți? Și PSD-ul e de acord cu dumneavoastră. Doar sincer. Deci am ajuns să facem, să venim să prezentăm niște idei. Domnule Popescu, în loc să îi criticăm, dacă acum, da, e mai mult decât evident că a fost o porcărie ce s-a întâmplat acolo. Era de la început de înțeles, dar orice lucru pe care îl face Parlamentul riscă să pice în derizoriu, inclusiv ce faceți dumneavoastră. Din cauza acestor jucărele de comisii care sunt făcute așa la normă, că hai să ne mai plimbăm pe la televizor, poate vine și doamna Chioveși și să ne căcăim cu ea. E, și pe viitor, orice va încerca să facă Parlamentul, va pica în derizoriu. Asta e problema, domnule Zeidler. Chiar că veniți cu o idee bună, pică în derizoriu. Din păcate aveți dreptate. Noi ne-am pus de multe ori problema și înțeleg că și colegul de platou are aceeași dilemă, să spun așa. Comisiile parlamentare de anchete ar avea un rol dacă anchetează lucruri serioase. Ca de exemplu, ceea ce s-a întâmplat în domeniul IT-ului, ca de exemplu, felul în care s-au cheltuit banii pe supraacciză la combustibil, câte autostrăzi, câți kilometri de autostradă s-a făcut, pentru că acolo ar avea rolul de control asupra activității guvernului, ceea ce e unul dintre rolurile principale ale Parlamentului. Am putea să avem o comisie foarte serioasă să anchetăm cum se fură voturi în plenul Parlamentului, la moțiunea Grindeanu, când votează 100 de oameni și se găsesc 102 biluțe, da? Dar când anchetezi fapte asupra cărora justiția, până la nivel de curte constituțională, s-au exprimat deja. Și de fapt tot ceea ce vrei să faci, scop de la bun început știut și afirmat de, pe toate canalele de comunicare, tot ceea ce vrei să faci este să îi vorba dumneavoastră, să dai peste nas Laurei Codruței Kövesi, fără să ai de fapt argumente puternice, cazi în ridicol. Și atunci ne-am spus de la bun început, dacă această comisie este una serioasă, participăm, dacă va ajunge să cadă în ridicol. Ce era bun, pe de altă parte, domnul Goțiu, care tocmai ar fi trebuit să fie baza acolo, tocmai nu s-a prezentat. Nu doar domnul Goțiu, nici și alt coleg de la USR. Păi nu de s-a ce? Din semn de protest? Pentru că noi am spus de la bun început, dacă această comisie era aparent, dar haideți să acordăm la credință. Colegii dumneavoastră de la PNL s-au prezentat. Și da? Au ieșit. Grație celor de la PNL, noi am aflat cam ce cuprinde acest raport, care era șocant. Tocmai pentru că dumneavoastră nu v-ați prezentat acolo, nu puteți să aveți o opinie. Vă rog să mă iertați că vă întrerup. Am o curiozitate personală. Vă rog. Aș vrea să-mi spuneți, și sunt convinsă că nu este numai a mea, aș vrea să-mi spuneți, dumneavoastră ați avut o problemă cu această comisie pentru că a avut o temă care nu vi s-a părut serioasă sau v-a deranjat felul în care s-a desfășurat activitatea comisiei? Spun asta pentru că mine personal mă interesează foarte tare dacă eu ca român am votat și votul meu a fost furat. Deci mă interesează. Aveți mie mi s-a părut subiectul foarte interesant, mi s-a părut că este de interes maxim. Însă știți ce este foarte grav? Că această comisie a tras o concluzie, că a tras-o pe genunchi, cum bine se vede, da? Și că această chestiune costă din nou imaginea României peste hotare. Absolut de acord cu dumneavoastră. Încă o dată, referitor la îngrijorarea legitimă pentru un cetățean care votează, dar chiar și pentru cei care nu s-au prezentat, că votul ar fi fost fraudat, vă aduc aminte că a fost o contestație la data acelor alegeri, s-a cercetat, s-a ajuns la o concluzie că într-adevăr au fost niște voturi în plus sau în minus, dar că rezultatul per total nu este influențat. Deci, îngrijorat dumneavoastră, justiția română s-a exprimat deja acum, în 2009, acum 8 ani de zile. Am avut semne de întrebare și atunci, de asta am fost foarte mulțumită când am văzut că se face o comisie parlamentară care
care mai studiază puțin această problemă. Problema este că din cauza nebuniei care s-a întâmplat la această comisie, care ar fi putut să scoată la iveală posibile nereguli, nu vom mai afla dacă a fost sau nu ceva acolo în 2009, domnule Sucu. Pentru că reprezint partea ostilă acestei comisii, după cum oamenii răi din comisie. Cred că exagerat s-a exprimat domnul Fenechiu, pentru că sincer nu văd pe doamna Florea foarte ostilă și să inspire atâta groază încât colegii mei de la PNL sau USR. Nu, dar a fost superficială, iertați-mă că vă întrerup. Și am auzit declarațiile domnului. Eu nu v-am întrerupt, am fost extrem de ascultător și de răbdător și chiar vreau să punctez niște detalii tehnice înainte de a face și eu niște considerente ca și colegii mei din platou. 1. Eu nu arunc deloc în derizoriu și nici colegii mei din PSD această comisie de anchetă și doar din prisma, dacă vreau să mă refer din prisma celor 3 decizii ale Curții Constituționale care au rezultat acestei activități a comisiei. Eu nu arunc în derizoriu activitatea unei comisii parlamentare, deoarece s-a constatat printr-o decizie a Curții Constituționale că suntem într-un conflict instituțional între vari instituții ale statului. Eu nu arunc în derizoriu o comisie, indiferent de raportul pe care l-a dat, pe care încă nu l-am văzut și care va fi în Parlament și vom discuta despre el, mai ales când stau și mă gândesc că personaje importante ale statului român, care erau personaje cheie până la urmă acestei anchete, au refuzat într-un dispreț total față de lege și nu față de o comisie să se prezinte la o comisie parlamentară. Și stimați colegi, pentru că suntem colegi de generație, dacă ați considerat inutil această sau inutilă, cum s-a exprimat un coleg de-al dumneavoastră această comisie parlamentară, trebuia din start să refuzați să faceți parte din ea. Ați girat prin prezența dumneavoastră și, apropo, este prima comisie care s-a transmis absolut tot ce s-a discutat acolo. Și dacă dumneavoastră spuneți acum senin, după atâtea luni de activitatea comisiei, că nu ne-a ajutat la absolut nimic, eu vă spun că pe mine m-a ajutat și m-a cutremurat în același timp, pentru că am aflat niște detalii care nu au ce să caute într-un stat de drept, pe care cu toții îl apărăm. Eu vă spun foarte sincer că nu aveau ce să caute șefi, nu aveau ce să caute șefi ai serviciilor secrete, ai parchetelor, în sufragerea unui politician în noaptea alegerilor. De ce? Care infracțiunea? Scopul acestei comisii a fost unul foarte clar, să determine dacă instituții ale statului au influențat un proces electoral. Și? Iar dacă onorabilii domni care au fost chemați, convocați la comisie și Curtea Constituțională a spus că trebuie să se prezinte și ei nu s-au prezentat, nu au dat concursul acestei comisii, să știți că nu este vina membrilor comisiei. Dar nici nu se putea trage o concluzie reală. Tocmai, nici nu știm dacă au fost acolo. Despre doamna Căveși încă nu e clar dacă a fost sau nu. Mulți spun că a fost, dar atâta timp cât nu e nicio dovadă. Și mai mult de atât, ce concluzie poți să tragi dacă oamenii ăia care au fost extrem de importanți nu ți-au răspuns? Asta e, dintr-un motiv sau altul. Eu nu zic că e în regulă, dar nu poți să tragi o concluzie. Eu mă gândesc că și am urmărit, nu de foarte îndeaproape, această comisie, dar știu că la audierile comisiei au fost inclusiv reprezentanța STS, inclusiv reprezentanța AEP, care au ridicat niște probleme. Dacă această comisie propune modificarea legislației electorale, este foarte bine, pentru că înseamnă că s-au constatat niște nereguli. Dacă această comisie va propune modificarea legislației astfel încât oameni chemați și personaje ale statului român chemate la audieri și nu se prezintă să plătească cu funcția, foarte bine. Mi-aș dori foarte mult, pentru că am apucat să văd emisiunea dinainte. Am văzut un coleg de la Partidul Național Liberal care spunea cu totul și cu totul altceva decât spune colegul meu din platou, că da, o comisie parlamentară este un lucru foarte serios. Da. Asta este și motivul, în funcție de poziționarea noastră politică, putere, opoziție, cred că nu este... Nu acesta este adevărul, adevărul PSD-ului sau adevărul celor de la PNL. De la bun început, stimați colegi, se știa cât va funcționa această comisie de anchetă. De la bun început, prin Parlament și prin decizia Parlamentului, s-a dat un termen limită. Nu este vina nici colegilor mei de la Partidul Social Democrat, că ai dumneavoastră colegi, nu au prezentat niciun punct de vedere. Au așteptat să vadă ce spun ceilalți ca să iasă afară ca niște școlari. Motivul pentru care colegii mei au frecventat această comisie și au luat parte la această comisie este pur și simplu bunul simț, pe care
cu tot respectul pe care l-am față de dumneavoastră, nu-l găsesc în partea de dumneavoastră. Și aș completa ca jurnalist ce spuneți dumneavoastră, tocmai faptul că a fost în această comisie prezent domnul Fenechiu, care răspunde la întrebări de fiecare dată când îi solicităm un punct de vedere, spre deosebire de ceilalți reprezentanți, toți ceilalți reprezentanți și de la PSD și de la ALDE, pe care i-am solicitat pentru puncte de vedere și care rare o răspund la telefon, eu am tras propriile concluzii ca jurnalist. Mergem mai departe acum cu un alt subiect care riscă să se transforme într-un